Bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live, alături de mine un invitat special, chirurgul Dan Oprea de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Bun găsit, vă spun, domnul doctor. Bine v-am găsit. Și colegul și prietenul Claudiu Vasilescu. Bună ziua, bine v-am regăsit. Discutăm despre ce înseamnă victimele colaterale ale crizei sanitare pe care o traversăm cu toții, din păcate, în această perioadă cruntă. Astăzi am publicat mai multe materiale pe acest subiect. Vorbim de pacienții non-COVID care s-au trezit puși în situația de a nu mai avea acces efectiv la servicii medicale, fie că vorbim aici de servicii medicale de urgență sau de alte boli cronice care nu suportă amânare. De aceea l-am invitat pe domnul doctor Oprea să ne spună prin ce trece la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești, în condițiile în care există un ordin al comandantului misiunii, cred că îi spune doctorului Arafat, prin care tot ce înseamnă non-urgențe se suspendă, fie că vorbim de intervenții chirurgicale sau de chiar de internări, că s-a ajuns la acest stadiu. Nu mai internați bolnavii decât dacă mor sau ceva de genul ăsta. Deci se suspendă internările bolnavilor cronici, se internează doar urgențele și patologia oncologică. Spuneți-mi, domnule doctor, cât de greu este să stabilești ce este urgență și ce nu, dat fiind faptul că sunt cazuri care nu au manifestări evidente, necesită investigații, pot fi cazuri deosebit de grave, însă un medic la prima vedere, oricât de bun ar fi el, știm că nu poate să stabilească dacă acel caz reprezintă o urgență. Deci triajul genului acesta de bolnavi se face în unitatea de primiri urgențe și acolo ei sunt consultați, sunt investigați puțin și acolo se face triajul între bolnavi care sunt cu adevărat urgență, care necesită internare sau cei care necesită o rețetă și un tratament la domiciliu. Nu este întotdeauna atât de dificil. Cazurile care sunt cu un potențial evolutiv rapid sau ceva, dar sunt internate și sunt investigate. Nu cred că se pune problema să nu internezi un bolnav pentru care ai o suspiciune sau care trebuie să fie urmărit. Deci aici nu aș spune că avem probleme la Spitalul Județean. Bun, există și un scenariu. Am publicat zilele trecute o situație dintr-una din secțiile de chirurgie de la Spitalul Județean, în care pacienți internați pentru a fi operați sau care au fost operați au fost diagnosticați cu COVID. Acum, nu știu, nici nu mai contează dacă l-au luat în spital sau au venit cu el. Ideea e că oamenii au fost operați pentru că trebuiau operați, altfel mureau. Haideți să vorbim pe bune, adică nu cred că dumneavoastră operați, deschideți în limbajul mai puțin colocvial un pacient dacă nu este nevoie de operație, mai ales în contextul ăsta. Adică cât de grav se vede fenomenul ăsta prin prisma dumneavoastră? Deci, pacienții pentru care avem libertatea de a interna, se internează, fie că sunt vaccinați, fie că sunt nevaccinați, se internează cu un test COVID care nu trebuie să fie mai vechi de 48 de ori, de 72 de ori. Asta este clar. Ei sunt internați și tratați pe zona non-COVID. Știți cum e? Spitalul Județean e împărțit practic în două. Da. O parte din spital este COVID, o parte este non-COVID. Noi am încercat să menținem separația asta. La un moment dat, aglomerându-se cazurile de COVID, lucrurile cred că au scăpat oarecum de sub control. Deci la noi în secția de chirurgie 2, că eu despre secția noastră cred că a fost vorba, erau la un moment dat, nu mai știu, 25 de bolnavi și erau vreo 20% din bolnavi s-au pozitivat în timpul internării. Au devenit pozitiv și atunci, sigur că au început ancheta epidemiologică, au fost separați, izolați, saloanele, personalul a fost testat. Chiar avem doi colegi medici care sunt pozitivi la momentul de față. Și au trecut, probabil că într-un an jumătate au trecut mai mulți prin boală. Și au trecut mai mulți prin boală. Infectându-se cel mai probabil acolo la spital. Da. E rău, pentru că, așa cum v-am spus, cazurile oncologice sunt cele care vin și urgențele. Vine un bolnav cu o urgență chirurgicală sau este un caz oncologic care se află într-o
perioadă favorabilă terapeutic pentru chirurgie, de exemplu, și tu îl tratezi și te trezești cu el că este COVID și mai mult decât atât se poate întâmpla ca pacientul să decedeze. Deci mie mi s-a întâmplat la o pacientă oncologică chiar zilele trecute, am făcut o intervenție simplă, era o intervenție simptomatică, nu avea un rol curativ. O intervenție scurtă, simplă, dar pacienta a făcut COVID-ul ăsta. E posibil ca ea să fi venit cu COVID de acasă, deși testul a fost negativ, să fi fost în perioada da. În care nu se pozitivează și a decedat. Nu ne convine lucrul ăsta. A decedat datorită complicațiilor provocate de virus, da? Datorită? Da, sunteți medic și aici iar... Intervenția a fost în sfera pulmonară. Asta vreau să vă rog să precizați, pentru că în continuare există teoria asta absolut pe care eu nu mi-o explic, a neîncrederii oamenilor că acest virus poate fi mortal. Deci dumneavoastră, cred că nimeni nu poate să pună la în discuție experiența dumneavoastră de medic. Dumneavoastră v-ați confruntat cu un astfel de caz. Vine omul să-l operați, da, și moare de COVID, pentru că în momentul acela, după, mai ales după operație, e clar că un astfel de virus poate fi fatal. Deci în valul 3, data trecută când a fost, am avut tot așa o doamnă cu un cancer foarte avansat, la care am încercat să fac o intervenție radicală. A mers foarte bine 3-4 zile, 5 zile, nu mai țin minte, își reluase tranzitul, începuse să se alimenteze și dintr-o dată a apărut COVID-ul. S-a pozitivat COVID și într-o lună de zile a fost moartă cu orice am făcut. Deci nu... Domnule doctor, noi discutam și anul trecut, am discutat încă de la începutul crizei sanitare, când niciunul dintre noi nu eram convinși, nu aveam informații, eram la început, habar nu aveam dacă există sau nu există. Ok, am luat în calcul cu responsabilitate varianta să existe, să nu fie o nebunie, mă gândesc că n-o fi nebun tot globul pământesc și suntem noi cei mai deștepți aici în România și eventual în Bulgaria lângă noi. Ați avertizat asupra acestor pericole încă de la început. Și îmi amintesc perfect că îmi spuneați acum un an și jumătate, nu? Ferească Dumnezeu să ajungem în situația în care să n-avem unde să băgăm bolnavi în spital, iar pe cei pe care îi aducem infectați să ne infecteze și bolnavii care sunt non-COVID și care ar avea teoretic o șansă la viață. Deci ăsta ar fi un aspect. Cel de-al doilea aspect asupra căruia ați avertizat, oamenii vor fugi de spital. Chiar eu am scris la un moment dat un material și am spus, dacă Doamne ferește mă infectez sau pățesc ceva, să nu mă duceți la spital. S-a demonstrat asta și apoi a fost un val de bolnavi în stare extrem de gravă, care chiar nu mai puteai să-i tratezi. Au venit prea târziu? Foarte târziu, da, mult prea târziu. Și a fost o disperare atunci, o perioadă, după care lucrurile au intrat într-un oarecare normal. Ce mă deranjează pe mine, că toți aceștia, că sunt COVID sau că sunt bolnavi non-COVID, au același drept la asistența sanitară. Da? Eu cred că un spital, o instituție sanitară trebuie să le ofere aceeași șansă acestor oameni. Da? Vorbim de un spital județean. Este un spital al județului unde se adună toată patologia din întregul județ. Ei, nu poți să lași spitalul acesta pradă COVID-ului. Deci vin valuri peste valuri de bolnavi COVID. Cei care conduc spitalul au încercat să rezolve problema asta. Chiar s-au luptat din greu. Au crescut foarte mult numărul de paturi. Au început să separe partea de COVID de non-COVID. La un moment dat lucrurile astea au scăpat de sub control. Eu cred că spitalul județean este la momentul ăsta supraaglomerat COVID. Și cred că dacă această pandemie va continua, nu se poate fără ca celelalte spitale din județ să se implice mult mai mult în treaba asta. Deci nu se poate așa ceva. Să caută... Dar ce credeți că se întâmplă cu directorii celorlalte spitale? Pentru că este clar, era și logic, nici nu trebuiau argumente de natură medicală sau organizatorică prea solide venite de la specialiști. Era evident că SGU Ploie se va supraaglomera. Și că după aia virusul se va transmite în interiorul spitalului.
De aici problemele mari pe care le avem astăzi. Din nou, s-a mai spus, a scris și în presă, a spus-o și dumneavoastră, au spus-o și alți medici. Faceți în așa fel încât să duceți cazurile mai puțin grave către alte spitale din județ să le direcționați. Ok, spitalul CFR a fost spital suport de la început, dar pe la restul cam liniște. Au făcut managerii spitalilor în așa fel încât cu mici excepții să se fofileze, nu la noi să nu vină. Ok, nu vin la voi. Se vor duce la spitalul județean și vor muri și cei care au COVID, vor muri și ceilalți, oameni absolut nevinovați. Singura lor vină este că s-au îmbolnăvit de orice altceva în afară de COVID. La momentul iar nepotrivit. Sistemul, da, la momentul nepotrivit. Iar sistemul medical dezastros din România, practic, i-a condamnat la moarte prin lipsa asta de organizare și de asumare răspunderii. Eu mă întreb, oare mai există un sistem medical? Senzația mea... De la firul ierbii, că tu ai spus, Claudiu, de chestia asta. Senzația mea de la firul ierbii de acolo este că spitalul ăsta e singur. E o insulă atacată de vikingi, nu știu. Pentru că și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Dacă DSP, prefectura, nu se implică în mod activ, pentru că dacă s-ar face o analiză, domn doctor, că teama asta de a te duce la medic, nu este de a te duce la medic la județean, este de a te duce la medic și la Văleni, și la Slănic, și la Plopeni, și pe oriunde. Da? Eu cred că dacă s-ar face o situație clară a gradului de ocupare a spitalelor non-COVID din Prahova, am avea o surpriză la modul în care foarte mare surpriză. Medicii, asistentele vin în niște clădiri unde nu există decât foarte puțin pacienți dintre cei curajoși care și-au permis aroganța de a se mai duce la medic în timpurile acestea, timp în care paturile acelea stau neutilizate, iar la județean nu mai ai unde să-i pui. Îi pui în izolator, îi pui pe hol, îi duci la chirurgie 2, îi duci la neurologie, îi duci peste tot, pentru că nu mai ai unde. Da? Dar nu mai ai spațiu, dar nici instalațiile de oxigen nu mai fac față, personalul nu mai face față. Adică suntem deja copleșiți. Suntem copleșiți. Mie mi se pare că nu-i corect, dar oamenii au dreptul la sănătate. Nu da? Corect, e de dreptul criminal din partea dacă sistemului să se comporte așa. 50 de paturi s-ar elibera astăzi, în clipa asta, sau până mâine dimineață, de la spitalul județean. Pentru noi, pentru spital, ar fi o gură de oxigen, și s-ar putea rezolva o grămadă de probleme. O să vină criza oxigenului, cred. Ce credeți? Că nu mai e mult până atunci. Să vă spun pe surse, din câte știu, că se tot organizează pe la prefectură să facă un control, un soi de control, o evaluare în teren a spitalelor din Prahova pentru a reuși să mute măcar 50-100 de infectați cu COVID cu forme ușoare către aceste spitale care să-i poată îngriji și astfel încât să degreveze un pic situația din județean. Momentan e pe surse, știu că se fac asemenea discuții. Întrebarea mea este, până acum de ce nu s-au făcut? Claudiu. Vorbim de un an și jumătate în care nu spun că nu s-a întâmplat mai nimic, că unul sau doi manageri de spital și câțiva medici au fost preocupați. Unii în funcție și de competențele profesionale și administrative pe care le au, da? Unii au tras semnale de alarmă, alții s-au ocupat de o aprovizionare, să aibă în spital ce le trebuie. Noi ce mă aminte că n-aveați nici măști, n-aveați la început, da. Deși să le udau că sunt magaziile pline. Ne aducem aminte de toate astea, nu o să le uităm și la momentul potrivit o să le punem pe toate pe masă. Dar revenim la situația asta. Bun, din acel moment în care s-a organizat cât de cât sistemul, au început oamenii să anticipeze. Băi, vedeți că se va întâmpla asta. Nu o să treacă mult timp și se va întâmpla asta. Și toate s-au întâmplat. Iar sistemul a dormit. Și este un sistem criminal. Un sistem care a fost administrat de niște băieți de la București care știau mai mult să facă pe Facebook campanii și să facă gargară pe cu totul alte teme decât asta. Mi se pare că e cu pile și acum. Spune-te Dumnezeu. Da? Dar eu nu știu, eu cred că e cu pile. Eu cred că unii își protejează spitalul sau cred ei că se protejează cu pile. Nu știu, eu așa cred. La modul în care, nu știu, adică formurile nu ne implicăm, care ne implicăm, da? Minimal. Am înțeles. Da? Hai suntem spital COVID,
avem finanțare de COVID, salarizare de COVID, exact. Lucrăm poate la o treime dar sau poate 10-4, la o pătrime. Noi nu putem da. Decât 10-4 să oferim, da. Restul de 90 le păstrăm. Nu știu de ce, dar nu vrem complicații. Da. Da. Bun, ca să ne să înțelegem iar exact... Iar la noi se vorbește de extinderea competențelor profesionale, da. Adică să facem gărzi în COVID și de cum să zic eu, reducerea sau dispariția responsabilității pentru malpraxis. Păi. Bun, adică dumneavoastră tot în calul care trage, știți cum da, e. Da, da, da. Deci dumneavoastră sunteți medic chirurg, specialist în chirurgie, da? Ar trebui ca și dumneavoastră să începe să tratați bolnavi în stare critică. Dar noi îi tratăm, noi avem, fiecare dintre noi are, în fiecare gardă operăm pacienți COVID, deci care vin da. Pozitiv COVID și avem sală, avem totul separat și operăm pacienți COVID. Deci îi operăm, nu îi trimitem la spitalul COVID. Da. În schimb ne vin de acolo bolnavi non-COVID care să pozitivează la noi. Uite că asta e problema. Da? Am vorbit cu un coleg oncolog care mi-a dat telefon și a spus, uite, eu nu vă mai trimit cazuri oncologice. Și am zis, pe bună dreptate, întrebarea mea este unde se duc aceste cazuri oncologice. Că bănuiesc că nici Bucureștiul nu-i mai primește, pentru că peste tot e aceeași problemă, nu? Bun. Spuneați dumneavoastră că după valul al treilea ați asistat la o avalanșă de cazuri foarte grave, determinate de evoluția bolii pe fondul acelei afecțiuni crize, cronice, da? Să zicem, neglijate și patologie oncologică amânată și... Na. Pentru că și omul a avut frică să vină la spital. Pacientul a zis, domnule, nu mă duc, că mi-e frică, că mă omoară ea acolo. Ce înseamnă, domnul doctor, vorbim de diferența între viață și moarte, în termeni cât se poate declar? Adică dacă, nu știu, eu am o afecțiune și spun, nu mă duc la spital, pentru că, uite, pot să iau COVID și să mor. Și păi uitați, mai stau acasă. Să vorbim ce de COVID, nu? 7 zile, exemple, de stat acasă, să zicem. Da. Cu... COVID poate să te ducă la o afectare pulmonară, 70, 80, 90%, ajungi intubat și te duci acasă cu picioarele înainte. Se poate întâmpla. La o perforație de organ, să trecem la chirurgia mea, sau o apendicită acută, sau dacă nu te duci în 3, 4, 5 zile, faci o peritonită generalizată și atunci e un mare semn de întrebare dacă tu te mai poți întoarce acasă întreg. Sau dacă te întorci acasă, tăiat pe burtă peste tot, operat de 2, 3, de 4 ori și așa și numai Dumnezeu știe dacă mai scapi. Astea sunt problemele. Sunteți unul dintre, hai să nu spunem puțini oameni, din zona bună a Spitalului Județean, denumit an de rând Spitalul Morții și așa mai departe, cu 2 I, apropo, de cei care tot morții. Da, de cei care tot înjură și spuneam întotdeauna. Da, erau și oameni care nu meritau un pic de respect, dar exista și personal medical care merita tot respectul și probabil de asta a și supraviețuit. Sunt mulți care, a căror viață a fost salvată acolo. A fost, da, sunt foarte sunt mulți. Foarte mulți. Foarte unii, mulți. Unii n-au avut această șansă, poate și boala, poate și vreun malpraxis pe undeva, dar am zis să nu aruncăm cu pietre în toată lumea, ar fi nedrept. Dar dumneavoastră sunteți una din vocile respectate din acel spital, unul dintre puținii care v-a strâns fluierând în biserică. La un moment dat. Atunci când sistemul era să vă pună la colț, noroc opinia publică, da. Și ne bucurăm că s-a întâmplat așa și că oamenii au reacționat. Deci sunteți o voce respectată, oamenii vor să audă voci ca ale dumneavoastră. Ați spus ceva mai devreme, intri în spital fără COVID pentru o altă afecțiune și risc să ieși cu picioarele înainte. Da, deci cred riscul că 80% de infectare din pacienții din secția noastră, care au venit în ultima perioadă, au ajuns și atunci, în COVID. E adevărat că majoritatea lor au forme, ori sunt asimptomatici, ori forme ușoare. Au nevoie să stea în spital pentru că trebuie îngrijiți chirurgical și de asta stau acolo. Altfel s-ar fi putut îngriji acasă din punct de vedere al afecțiunii pulmonare. E dificil, pe mine mă doare chestia asta. Deci, pentru că cineva trebuia să se gândească înainte și să spună, domne, din punct de vedere strategic, Spitalul Județean de Urgență... Eu nu zic că noi nu trebuia să fim non-combat și să nu participăm la războiul ăsta. Nu se poate. Suntem cea mai mare unitate din județ, unitatea de primire urgență e mare, avem dotările necesare ca să poată fi evaluat oricare pacient și în special pentru pacienții COVID. Aud că unii
spun că, domnule, nu poate să vină pacienții la noi, că noi nu avem radiologie noaptea sau nu avem program decât de la 8 la 2. Deci, mi-e și rușine să aud chestii din asta. În război, atenție, război, suntem în război. După ce au trecut aproape 2 ani de la chestia asta, mă, dar cine te pune? Păi tu iei concentratoare cu debit de 10 litri și dai impresă în condițiile în care astea se folosesc acasă și la noi s-au investit, s-au făcut instalațiile de oxigen. Nu vreau să intru în amănunte de astea și asta chiar e... nu vreau să dau foarte tare. Asta e... impresia că astea au fost glumele sistemului. Noroc că au existat oameni, au existat specialiști care au explicat diferențele. E ca și când te duce la tinichigerie în serviciu cu o mistrie. Hai să facem o mașină să arate bine. Nu, e, nu merge așa. Bun, astea s-au aflat. Eu cred că nu cred că va răspunde cineva vreodată pentru el. Nici eu nu cred. Dar nu e vorba de răspuns penal, dar măcar acum că suntem la ananghie, măcar acum hai să facem ceva, nu? Hai să deschidem 3 saloane, să punem 15 paturi, 20 de paturi, 30 de paturi, 20 colo, 20 colo, 20 colo, înseamnă foarte mult. Mai ales în zilele astea, în perioada asta, când suntem în creștere. Încă n-am ajuns la un platou, încă n-avem speranța, nu vedem în partea elaltă, nu știm ce o să fie. Bun. În cazul acesta, bine, nu vorbim de ceea ce, ce a făcut statul român la niște experimente eșuate, gen Lețcan sau, nu știu, Pipera, dacă i-au dat drumul, în sensul în care la un moment dat s-au lăudat cu construcția unor spitale modulare, tocmai pentru a atrage. În Prahova nu există așa ceva, domnul doctor. Poate că era cât se poate de normal să ne fi gândit la o astfel de soluție, dar atenție, făcută așa cum trebuie, astfel încât bolnavii COVID cu forme medii și grave să ajungă într-un singur loc, astfel încât să nu mai existe acea situație ingrată pentru toată lumea, în sensul în care vine omul să se opereze la chirurgie și se alege și cu un pui de COVID, da? Și atunci puteai să le spui tuturor celor din spitalele din Prahova, nu mă interesează, la data de intri în gardă și stai până, da? Și astfel și pui, la dispoziție din 300 de paturi pui 200, exact, da? Exact, și se termina bâlciu, dar acest lucru nu s-a făcut. Și acum, când județeanul este sufocat, când secția de boli infecțioase a Spitalului Județean este full, cred că de 2 luni de zile e full, da? Când celelalte spitale, pe mine mă și pufnește râsul când văd statistica prefecturii și apare spitalul din Văleni a suplimentat cu 15 paturi. Spitalul, și a primit un caz și a trimis două înapoi. Spitalul din municipal Șuler 10 paturi. Ok, bun. Dar 10 paturi în condițiile în care doctorul Nica spunea că în 24 de ore vin peste 100 de bolnavi în stare gravă. Știți că seara se adună 80, 90, 70, 80, 90, 100 de bolnavi. Din ăștia vreo 20-30 figurează internați, dar fără loc. Și așteaptă un loc. Orică moare cineva, orică se externează cineva. Mulți încă nu cred. Important nu este să creadă ei. Important este să nu ajungă acolo. Faptul că unii cred sau nu cred, e mai puțin relevant acum. Noi să zicem că ne rugăm pentru ei să nu ajungă acolo. Să nu experimenteze treaba asta. Ai spus, Marius, despre spitalele modulare, dacă nu cumva exista asta și urmăream ce spuneau doamnele de la Fundația Dorește Viață, cele care au demonstrat că pot fi mai bune decât sistemul din România și care au construit din donații un spital de oncologie pediatrică și explicau stimatele doamne despre spitalul din Pipera, de exemplu, care este, hai să spunem lucrurile pe nume, o mizerie, o bătaie de joc, o înșiruire de containere, nici de cum nu are circuite. Arătau și cum se face un spital modular, pentru că, surpriză, dânsele au reușit să facă și un spital modular. Un ONG. Un ONG. Statul român, eșuat, vorba domnului președinte, nu a fost în stare, da? Cu o donație de la Metallica de $1 million, cu una de la Petrom, cu una de nu știu, vorbesc de cele mari și cu câte puțin de la fiecare. Un ONG reușește să arate statului român inclusiv cum se face un spital modular, nu cum este cel de la Lețcani. Da, da? Care se dovedește închis, adică eu m-am plictisit să-l văd zile, an de zile se chinuie să-l deschidă și vorbim de milioane de euro, este noaptea minții. Domnul doctor, spuneați dumneavoastră că din fericire mai sunt și pacienți ai dumneavoastră care sunt asimptomatici sau fac forme ușoare. Există o relație directă între evoluția asta favorabilă COVID
la cei vaccinați, se poate face o corelație între cei vaccinați, forme ușoare, și cei nevaccinați? Da, cu siguranță da. Sunteți cu unul dintre medicii care transmite, își asumă mesajul acesta? Cei vaccinați fac o formă de regulă? Deci eu m-am vaccinat de la început. Asta a fost decizia mea. Nu am învățat pe nimeni nici să vaccineze. Fiecare până la urmă face cum crede. Eu așa cred că fiecare are dreptul ăsta. Dar eu cred că la momentul ăsta pot să spun clar că vaccinații trec mai bine, mult mai bine prin boala asta decât nevaccinați. Dumneavoastră ați făcut boala? Eu nu. Soția mea a făcut. Dar dumneavoastră, operând pacienți COVID, nu ați... Da, m-am protejat. V-ați protejat. Cât protejat. De mult contează, domnul doctor? Cred că este important. E o chestie de responsabilitate. Noi suntem obișnuiți cu responsabilitatea. Vă dați seama, dacă eu pun bisturiu pe un bolnav, îmi asum. Nu tot ce se întâmplă cu bolnavul ăla. Și suntem obișnuiți cu asta. Dar asta înseamnă că dumneavoastră respectați regulile nu doar în sala de operație sau când sunteți intrați de gardă. Nu doar în sala de operație. Și nu, în viața privată, mine, ca să spunem așa. Pe mine personal, ca individ, mă deranjează foarte tare masca. Și mi-e foarte greu. Pe cine nu deranjează? Dar nu acolo. Da. Acolo sub nicio formă, adică nu bine, ne jucăm. Acolo dumneavoastră purtați mască non-stop, că asta e meseria. Da, indiferent dacă e pandemie sau... De o viață purtați masca și e fire să se întâmple. Ieri, de exemplu, am intrat la etajul 4, la etajul 2, la parter, am fost în toate secțiile de COVID, pentru că am avut de văzut câte ceva pe acolo. Ne mai așteptăm și noi colegii. Astăzi se duce unul, mâine se duce celălalt, ca să nu ne expunem neapărat cu toții. S-a întâmplat și la colegi, ați văzut, doi vaccinați care amândoi au făcut COVID. Florin, care, el fiind în administrativ, dar mai face gărzi și probabil că a intrat sau așa, nu știu, doctorul Băzăvan, probabil că a fost pe în policlinică și pe acolo a contactat. Dar au făcut o formă, n-a fost nevoie, sunt acasă amândoi, nu sunt de internat. Bun, bun. Dar vaccinați, spuneați dumneavoastră. Sunt vaccinați, da. Contează. Eu chiar am și... a treia doză făcută deja la mine, cred că apare în certificat. Spuneți-mi, noi am încercat să explicăm așa cum am destul și noi fenomenul. De ce credeți că sunt oamenii speriați de vaccin? Eu cred că oamenii, nu știu dacă sunt atât de mult speriați de vaccin, dar cred că oamenii de unde vine virulența? Se opun instituțiilor și sistemului. Nu știu, adică eu cred că nu au reușit să explice oamenilor de la început. Și nouă. Ce să vă spun, că din momentul când a început pandemia, am fost amenințați aproape în fiecare zi, eram amenințați cu prostia aia, cu zădărnicirea combaterii bolilor. Deci eu care eram în fiecare zi, mă duceam și mi-asumam o responsabilitate la un bolnav și colegii mei la fel, să fim amenințați, vine unul din afară și ne amenință cu zădărnicirea combaterii bolilor. Păi omule, ești sănătos, de unde vii? Și pe urmă nu-l mai vezi. Nu-l mai vezi, că nu, eu n-am văzut de pe la DSP, să mă ierte Dumnezeu, n-am văzut în minister. Stau ca șobolanii, că lor le e frică de boala asta. Da. Ei răcnesc, dar răcnesc de departe, nu se apropie cumva, Doamne ferește. Și departe de tot ce înseamnă bolnavi. Uite Bogdan, de exemplu, Nica, care are niște probleme de sănătate. Ei tot timpul vezi, pe acolo. E, pe ăștia nu-i vezi. Da, el e asumat și asumă, Doamne ferește. Se asumă inclusiv riscurile, îi se poate întâmpla orice. Da. Da. Ăștia nu-i vezi. Au mare grijă de sănătatea lor. Latră, dar latră de departe. Apropo, Marius, că tu că ești mai aproape de subiect, au comunicat ceva de la DSP? Mai conduce cineva DSP-ul? Nu, există pe... derivă. Dar nu, la modul cel mai serios vorbim. Da, cred că suntem, da, așa cum spunea domnul doctor, din păcate nici nu putem să spunem că am atins pragul maxim ca să vedem și luminița aia de la capătul tunelului. În vârf de pandemie, val 4 sau cât o fi, DSP Prahova nu are un director pentru că dânsa a câștigat, să spunem așa, doamna Login, a câștigat un concurs de manager la sanatoriul din Bușteni și a plecat pe post. Adică, și atenție, numită prin ordin de ministru. Și acum eu pun întrebarea așa, domnul Ceche, sau cum îl cheamă, este sănătos la cap? Adică tu decapitezi DSP Prahova detașând, pur și simplu, semnând numirea doamnei Login în funcția de manager la sanatoriu din Bușteni și lăsând DSP Prahova fără director în perioada asta. Nu spunem că ar fi avut, că și când a avut oficial... Dar,
Și eu mă întreb. Oricum e în derivă instituția asta. Eu nu știu ce se întâmplă. Care, ce, care, care este scopul ei, nu? Da. Și noi ne întrebăm. Poate să în știți. Derivă așa, poate trece vă în Câmpina, nu știu, poate trece vă la Mizil. Poate mai observă niște da. Paturi goale, zicem și noi. Da. E o plăcere să, să stai de vorbă cu chirurgul Dan Oprea. O reală plăcere și de multe ori am aflat informațiile reale de acolo. Vorbim cu oameni ca dumneavoastră. Sunt câțiva în Prahova. S-au confirmat de fiecare dată. Niciodată oamenii ăștia n-au bătut câmpii. Și încă o dată tot respectul pentru atitudinea lor. Dar mă gândesc și observam, uitam și la cei care comentau. Deci nu uita, Spitalul Morții cu 2 I, asta e una. Și doi la mână, spunea cineva, știe fix ca la război, spune Tina. Unii își pregătesc bătăliile având grijă să aibă cât mai puține pierderi. La noi văd că și doctorii sunt pe cont propriu. Spuneam că fiecare am ajuns pe cont propriu în fața unui sistem mai bolnav decât pandemia, decât ce provoacă pandemia. Și nu doar pacienții sunt pe cont propriu, până la urmă și medicii văd că sunt cam pe cont propriu. Eu mi-asum o... Deci de când politicul a intrat foarte mult în, în sistemul de sănătate, sistemul de sănătate merge prost. Și din ce în ce mai prost. Îmi pare rău să spun chestia. De vreo 32 de ani. Măcar din punct de vedere al strategiei sanitare, pe o perioadă de timp ar trebui să fie ceva organizat la nivel național sau cumva. Nu știu. Totul este praf. Nu... Pentru că în funcții cheie, în loc să vină niște specialiști din domeniul sanitar, care știu ce înseamnă management sanitar, vin niște politicieni care habar nu au, domnul doctor, habar nu au. Ei care cred că se pricep la toate, cum ne pricepem noi la fotbal, da? Iau decizii care, din păcate, se văd acum în, în raportarea aia absolut sinistră. 15.000 dar de bolnavi, să-și ia niște 2.000 de atingi. Care se pricep la așa ceva. Cine, cine s-ar duce, domnule doctor consilier, la un asemenea rateu de politician? Cine ar suporta? Cine ar suporta să fie umilit de o nulitate pusă acolo politic, care habar nu are despre ce vorbește și ajunge la un moment dat să răspundă pentru ce face șeful lui? Știi? Da. Că ăștia, din păcate ăștia răspund, ăștia din eșalonul 2. Ăia care au comit grav niciodată nu răspund. Dar oricum, eu am reținut de la premierul interimar Câțu că în România avem parte de bunăstare, că imposibil să nu vedem că ne-a crescut nivelul de trai. Am văzut ieri la... Ați văzut, nu? Este da, avem magazine când facem cumpărăturile. Doar asta știți mai bine cum e cu medicamentele astea. Ce ne recomandați să fumăm? Că vrem și noi o stare de asta. De euforie. Da. Nu că, nu că ne-am apucat de dat. Chiar nu. Când de tras de fiare, zic eu. Cel mai bine. Domnul doctor, ce sfat aveți pentru oamenii care au anumite semne că, nu știu, ar fi măcinați, au anumite semne ale unor boli care, din păcate, pot fi unele foarte grave, dar care ezită să vină măcar să se caute, cum spunem în popor? Eu zic să își valorifice șansa acum cu toate riscurile, pentru că statul acasă e mai rău decât trebuie să adreseze medicului, nu? Și să o ia așa, de la medicul de familie până când ajunge unde trebuie. Deci, iar în ceea ce privește noi ca spital, ar trebui să fim un pic atenți și să reevaluăm circuitele astea și să încercăm prin testări repetate să separăm cumva și să eliminăm COVID-ul din zona de non-COVID. Deși pare, la momentul acesta, pare o misiune imposibilă. Pare o misiune imposibilă, dar când ne testăm în fiecare zi, măcar teste rapide să facem, să vedem cumva. Și eu zic că ajunge la Spitalul Județean, s-a trecut de o linie de normalitate. Deja s-a exagerat pe partea de COVID și uite că au de suferit pacienții ăștia. Trebuie să găsim un echilibru. S-a răspuns la întrebarea asta, pentru că apărea obsesiv, probabil că o să mai apară. Dar încă o dată, nu se moare doar de COVID, din contră, mortalitatea pentru celelalte afecțiuni a crescut și va crește pentru că ele au fost neglijate. Păi avem 10 accidente vasculare cerebrale cu COVID. E important să știm, de exemplu, ăștia au venit toți cu COVID sau s-au pozitivat în spital. Că asta e important de știut. Deci noi asta trebuie să facem. Deci noi... Pacienții non-COVID sunt, la momentul ăsta, din punctul meu de vedere, sunt discriminați. Da? Toată lumea vorbește COVID în sus, COVID în jos, băgăm bani, extindem, facem, mai facem o morgă, mai facem nu știu ce, căutăm saci, căutăm medicamente. Bun, ok. Și ăilalți,
Ce facem cu ei? Ceilalți care sunt majoritari, că asta e realitatea. Da, da, da. E, COVID-ul, cei care din păcate, bun, COVID-ul... O parte își fac singur rău COVID-ul pentru că nu se adreșează de frică, stau acasă. Și unii cred că mor și acasă, nu știu. Probabil că nu există posibilitatea asta de a vedea câți au murit acasă de frică de a nu face COVID și nu s-au dus la spital. Probabil că sunt foarte mulți. Pentru că dintr-o dată... Noi așteptăm raportările astea despre care la un moment dat stăteam în spital și ne gândeam, bă, dar unde sunt bolnavii cu cancere, cu ulcer perforat, cu infarct de mezenter, cu nu știu, mor toate acasă. Bolile astea. Mor acasă, domnule. Probabil că așa mor. Probabil că mor singur, neștiuți, necunoscuți. Asta e, și frica lor era justificată. Pentru că se întâmplă ce ne-a spus că se întâmplă acum. Vii cu o afecțiune, te infectezi din spital, greu să scapi, da? Te infectezi din spital și combinat cu afecțiunea ta ești la revedere. Cu un deficit imunitar prin o boală nenorocită cum este cancerul, vă dați seama că COVID-ul și-a găsit locul ideal. Te omoară una, două. Da. Ce am putea, nu știu, ce mesaj am putea da la finalul acestei emisiuni în speranța că, nu știu, cei care se uită acum la noi vor lua la un moment dat, vor avea de luat o decizie să rămân acasă, ceea ce spunea și dumneavoastră că nu este de dorit, sau să meargă, să se riște, cum am spune, și să vină la spital, indiferent dacă ai sau nu simptome de COVID. Pentru că iar este o problemă, și dacă ai simptome și tu nu te prezinți la medic, și aici știu că dumneavoastră sunteți specialist în chirurgie, dar nu pot să nu vă întreb de ce statul român nu a găsit acea soluție tampon, astfel încât oamenii care fac de la primele simptome, care fac o formă, se află încă într-o formă ușoară a bolii, să nu se trateze în ambulatoriu sau să nu dea posibilitatea medicului de familie să se implice, astfel încât ei să nu mai ajungă la spital, păi, când e prea târziu. Noi mai avem policlinici în Ploiești? Bună întrebare. Mai avem policlinici în Ploiești? Privat. Câte policlinici avem în Ploiești? Cea de la China? Nu știu, nu prea mai știu. Mă gândesc, cum e cu policlinicile din Ploiești? Nu, au dispărut de mult. Cine ar trebui să se ocupe de problemele astea? Da. S-a rupt lanțul de acela mult. Și da. Oamenii nu mai ajung decât la spital. Ați la văzut urmă. Cum arată policlinica de la noi de la spital? Bine, da, acum în condiții de pandemie. Ați văzut cum stau oamenii? Vine iarna acum. Da. Acum vine iarna, vin ninsorile, stau oamenii în stradă, să-i vezi cu fracturi, să-i vezi aduți în cărucioare, stau în stradă. Am avut câteva imagini. Da. Bolnavii sunt încărcați în mașinile personale și transportați acasă, unde? La poartă. E de necrezut. De necrezut. În 2021, în pandemie sau nu? Da, și din păcate lucrurile astea se întâmplă. Claudiu, cam asta a fost. Nu știu, ce am mai putea spune? Nu aveam așteptări să aflăm lucruri noi care să ne mai însenineze puțin. O mai spun încă o dată, suntem pe cont propriu. Indiferent ce decideți, dacă vă vaccinați sau nu, e alegerea fiecăruia, încercați să vă protejați. Este foarte greu, veți fi oricum înjurat, indiferent de argumente. Argumentele nu există, argumentele pălesc, așa cum pălește eu. Claudiu, vorbim de un medic. Dacă un medic îți spune, e ok, am făcut și doza a treia, dacă medicul îți spune, Marius, fac o formă ușoară, despre să ce nu vorbim? Medic. Și deci o să vină, întrebare o să vină, câți bani vă luați voi ăștia din presă și medicii ca să propovăduiți asta? Nu există, tu nu înțelegi, nu ai argument. Atât mă rog să nu pățească nasoale și să nu ajungă în spital. Și Doamne ferește să moară. Ne rugăm cu toți. Să strige atunci, cum se întâmplă, vaccinați-mă. Atunci chiar e prea târziu. Ei înjură, noi ne rugăm pentru ei să fie sănătoși. Atunci strigă după oxigen sau după aer. Vor aer. Nu, atunci au drepturi. Din momentul acela au drepturi. Ok, din în păcate. Regulă. Este alegerea fiecăruia. Eu așa cred că trebuie să intervină până la urmă și asta. Ne vom imuniza în masă. Cred că în loc de talk show-uri politice de dimineață până seara, mai bine se întâlneau 2-3 specialiști la emisiuni. Corect. Și ar fi specialiști în domeniu. Da. Și au luat bani. Și s-ar discutat între ei și ar fi... Așa cum polemizat în fața populației, da. Și oamenii să-i audă vorbind pe ăștia, da? Că degeaba vine și mi-arată mie primul ministru că s-a vaccinat. Pentru mine personal nu înseamnă nimic, nu că e dintr-un partid sau altul. Da. Pur și simplu. Deci nu are valoare mesajul lui. Mesajul lui nu are valoare, pentru că nu vine de la o persoană.
abilitată, da? Sau președintele. S-a vaccinat, ok, și care e problema? Nu, nu el trebuia să spună. Da. Da. Da, nu mă simt în siguranță, că dânsul conduce un stat eșuat, din păcate. Da. E un stat european, cred că mai puțin în România și mai multă UE. Și din păcate, din păcate, de-aia suntem acum, da, în topul ăsta negru cu cele mai multe decese provocate de boala asta nenorocită. Păi n-am vrut noi să fim din, din Europa. Pentru că alții, mai proști decât noi, au înțeles și aici, așa cum spunea și domnul doctor, ne diferențiem între oamenii care au condus campaniile de vaccinare în țările care au o rată de 70-80% și păcălicii ăștia de la noi, da, care s-au și-au făcut selfie băgându-și păcălicii ăștia de la noi. Mie nu vine să cred. Au atât de mulți fani încât o să-i urmeze ca pe Sfintele Moaște. Mie nu vine să cred că sunt unii care în loc să se vaccineze gratuit, preferă să plătească ca să mimeze un vaccin, să plătească un certificat fals. E incredibil. Da. Da. Omul deci vrea suntem să cu totul și cu totul special. Pe cuvânt, dacă... Da. Nu puteam să mergem în Tasos Vara și în Anglia la muncă. Exact. Sau la asta. Ideea este în felul următor. Cu asta eu vreau să închei. Bine, românul vrea face bani din orice. Da, inclusiv da, din absolut. Certificate. Da. Unii fac bani pe... Când, băi, dacă îl vezi, dacă îl vezi prost, nu i păcat să nu iei bani. Are școala vieții, românul are ideea, școala ideea vieții. Este așa da, și cu asta, da. Cu asta vreau să închei. Apropo de ce spunea domnul doctor cu politicienii, care tot fac apeluri și nu-i crede nimeni. Politicienii au fix ceea ce au cultivat în cei 32 de ani de așa zisă democrație. Au o problemă de credibilitate pentru că și-au dorit masă de manevră care să iasă la vot pe bază de mic și de făină. Asta în momentul de față, nu au anticipat la un moment dat că vor avea nevoie să interacționeze cu masa asta și masa asta acum le dă cu masa în cap, poftiți da. Cu vaccinul. Ăștia sunt, așa i-ați crescut, așa i aveți, nu vă mai plângeți, suportați consecințele. Din păcate nu suportă doar ei consecințele, le suportă toată lumea. Domnule doctor, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi mulțumesc. Și sper că mesajul dumneavoastră, inclusiv cel pro-vaccinare, să mai aducă câțiva oameni în fața centrului de vaccinare, pentru că și acolo sunt probleme, din păcate, adică știi, într-un final, uite, mă uit la doctorul Oprea, îmi spune, îl cred că trebuie să mă duc să mă vaccinez și îmi fac programare, ajung la un centru de vaccinare și aflu că trebuie să stau 2-3 ore afară în frig, alături de alții, ca să mă vaccinez. Este experiența unei colege pe care astăzi o puteți citi în Observatorul pe exact. Încă o dată vă mulțumesc cu dumneavoastră, ne revedem cât de curând. Mâine Claudiu Vasilescu îl are invitat pe primarul Ploieștiului Andrei Volosevici. O să aveți posibilitatea de a adresa întrebări edilului. Până atunci vă spunem cu toții multă sănătate!